În această seară, Eliza le povestea fetelor că a avut oportunitatea să vorbească cu părinții ei la telefon. Întreba Cristina dacă a vorbit și cu fratele ei, dacă este bine. A spus că este bine. A vorbit cu mama și cu tatăl. Erau amândoi acolo la telefon și spuneau aceștia că au văzut faptul că Eliza a intrat în cursa de eliminare și că au. Unul dintre ei a visat-o că uh, va veni acasă. Laura zicea, ce-au zis-le, dor de tine, nu? Și Cristina a răspuns, normal, fiecărui părinte îi este dor de copil. Și Eliza a zis că da, s-a bucurat uh, pentru faptul că au fost uh, sunați. Se vedea și după felul în care povestea Eliza că uh, i-a făcut bine acel telefon, uh, era zâmbitoare. În legătură cu acel vis, nu și-a dat nicio opinie dacă își dorește să fie așa sau nu. Din ce am înțeles, și ea vrea să plece, dar pot să se mai răzgândească concurenții între timp.